seara, doamnelor, domnilor, ediție specială Newsline începe chiar acum. Veți vedea imagini de la anarhia de pe străzile Parisului. Jandarmii sunt atacați cu bolovani. Iată imaginile, sunt lupte corp la corp. Furia oamenilor contra majorării vârstei de pensionare. Asta se întâmplă acolo în capitală europeană. Vorbim și despre tăierea pensiilor militarilor și îmbrâncel la casa de pensii aici, în țara noastră. Liderul PSD vine cu clarificări în acest sens, în scandalul pensiilor. Vor fi tăiate pensiile militarilor la fel ca cele speciale? Încercăm răspunsuri în această seară. Ministrul Muncii Marius Budăi intervine aici la România TV cu un anunț despre o a doua majorare a tuturor pensiilor. Este posibilă creșterea pensiilor cu încă 15%? Informația o avem în exclusivitate și vă spunem imediat dacă va fi posibilă așa ceva. Ce se întâmplă cu salvarea sistemului de pensii? Sunt cozile umilinței, apoi pentru plata facturilor și o îmbulzeală la ghișee, doamnelor, domnilor. Totul cu invitații mei speciali din această seară. Gabriela Pramescu, deputat PNL, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Gabriel Zetea, Partidul Social Democrat, bună seara, mulțumesc că sunteți aici alături de noi. Domnul Alexandru Cociș, deputat al Forței Drepte, bună seara. Bună seara. Mulțumesc că pentru prezență și a fostul ministru al Finanțelor, Gheorghe Armițeanu, în direct cu noi și mulțumesc că pentru asta. Îi vedeți deja în Piața Victoriei, reprezentanți din sistemul acesta care se teme, nu știe ce se va întâmpla cu pensiile speciale. Colonelul Mircea Dogaru, alături de noi, Mihai Zlat, Sindicatul Național al Polițiștilor, de asemenea, reprezentanți din administrația penitenciarelor. Cu toții vom vorbi în Newsline. Începem chiar acum. Și chiar acum, doamnelor și domnilor, vrem să vedem ce se întâmplă în Franța. Sunt imagini de ultimă oră, sunt lupte acolo de stradă. Milioane de oameni au ieșit pe străzi. Proteste masive au loc înainte de adoptarea legii care crește vârsta de pensionare. Sunt imagini ajunse în redacția România TV, doamnelor, domnilor, cu puțin timp înainte, așadar, așa arată Franța astăzi. Sunt proteste acolo, totul este blocat. Vor fi proteste și în Belgia, s-au anunțat. Vedem ce se va întâmpla și în România, pentru că și aici este scandal clar în ceea ce privește pensiile speciale. Vedem cum oamenii au protestat la Casa de Pensii a Armatei și în capitală au cerut ca pensiile militarilor să rămână neschimbate. Vedem imagine chiar acum. Ați fost invitați, domnilor jandarmi, vă rog să îndepărtați acești pompieri de aici! Nu au ce să caute aici. A început să trimită pompieri ăștia, bă, fraților! Ne-a simțit-i lor, dar eu simțit! Să întrebăm de ce au venit! Ia mâna după mine, domnule! Ia mâna după mine! De ce pui mâna pe mine? Ia mâna după mine! Uite, du-te, domnule, de aici! Păi ce le fac? Păi ce le fac eu, spuneți-mi? Păi ce le fac eu? De ce îmi spuneți mie să-i lasă-și facă treaba? Ce le fac eu? Ia, domnule, mâna după mine! Spiritele s-au încins în momentul în care pompierii și-au făcut apariția la protestul cadrelor militare în rezervă venite să-și ceară drepturile bănești. Cine va din Spania? Ce vreți?
marș! La unitate stânga Brăjun! Domnilor jandari, vă rog să îndepărtați acești pompieri de aici! Nu am ce să caut aici! A început să trimită pompieri ăștia, bă, fraților! Ne simțiți-l-oi, dar sunteți! După ce pompierii s-au îndepărtat de protestatari, mai mulți oameni revoltați de prezența lor acolo s-au dus după ei. Ne spuneți și nouă de ce ați venit? De ce ați zis că a venit? Ca să fac o recunoaștere, să fac o recunoaștere. Recunoaștere de ce, domnule? O recunoaștere la ce doriți să faceți? Ia mâna după mine! De ce pui mâna pe mine? Ia mâna după mine! Uite, du-te, domne, de aici! Păi ce le fac? Păi ce le fac eu, spuneți-mi? Păi ce le fac eu, dă-ți în spre mie să-i lasă să-și facă treaba, ce le fac eu? Ia, domne, mâna după mine! Proteste în stradă, așadar, doamnelor, domnilor, și în câteva momente veți afla ce s-a întâmplat în această seară. A fost ședință crucială a coaliției în care s-a discutat despre aceste tăieri ale pensiilor speciale. Nu s-a luat o decizie concretă, dar avem informații de ultimă oră. Vi le prezentăm imediat. Până atunci, haideți să vedem ce ar trebui să se întâmple în această perioadă. Domnule ministru Ioan Omițeanu, știți bine care este situația, ce vor unii, ce vor alții. De asemenea, știm că acest buget nu mai suportă pensii foarte mari. Ce trebuie să se întâmple cu aceste pensii speciale și nu numai? Sigur, au fost foarte multe modificări în sistemul de pensii. Este o anomalie că s-a ajuns până acolo ca pensia în unele situații să fie mai mare decât salariul. Unii să se pensioneze la 45 de ani sau chiar mai devreme și sigur că s-a ajuns ca sistemul de pensii să fie nesustenabil. Și asta nu ne spune numai Comisia Europeană. S-a văzut în 2020, când a fost în plină criză economică, deficitul bugetar a ajuns la 10%. Am avut și situația în 2008, când am avut cădere economică, am avut un deficit foarte mare, mai aproape 6%, greu de finanțat. Sigur că sunt două condiții pe care trebuie să le respecte România, sistemul de pensii să fie sustenabil și echitabil. Banca Mondială, să știți că a venit cu niște soluții din punct de vedere bugetar, eu spun că sunt de aplicat. Adică să nu se mai pensioneze persoane la 45 de ani, iar beneficiile sociale să nu fie mai mari decât salariile. S-a ajuns prin decizii ale Curții Constituționale să se majoreze pensiile la magistrat de cu 10-15% în fiecare an. Ați arătat imaginele din Franța. Sigur că acolo e mai multă solidaritate. Dar în momentul în care în România o să adică să vin sprijinul celor care au pensii aproape de 99 de ori mai mari decât pensia minimă, eu nu cred că pensionarii, cei muritorii de rând, nu cei speciali, s-ar putea să iasă. Legat de pensiile militarilor, l-am ascultat pe domnul președinte Ciolacu, a spus că ele rămân nemodificate. Nu știu cum va explica partea necontributivă, că dânsul a spus că se va impozita partea necontributivă prin impozitarea progresivă. Într-adevăr, pensiile militarilor sunt cele mai mici. Nu cred că PSD-ul ar trebui să se mai laude că în 2017, printr-o ordonanță de urgență, a înghețat pensiile militarilor. Nu cred că e o laudă. Pensiile militarilor, într-adevăr, au rămas în urmă în comparație cu alte pensii ale magistraților sau altor categorii care au fost indexate an de an și sunt prea mari. Bun, ce pot să ministru. Spun? Că nu există există o diferență foarte mare între pensia minimă și pensia cea mai mare și nu cred că România își poate permite o situație de genul acesta din punct de vedere bugetar și economic. Avem informații în exclusivitate despre ce s-a discutat la ședința coaliției în această seară. Mai bine de două ore liderii partidelor aflate la putere au vorbit despre pensiile speciale. Potrivit unor surse aflate în vârful partidelor, toate pensiile speciale, atenție, inclusiv cele militare, vor fi supuse unui impozit progresiv pe partea de necontributivitate. Colega mea Gianina Vatkovici ne explică. Gianina, bună seara!
Am găsit o ședință care a avut loc la guvern și care a durat 2 ore. În special au discutat reprezentanții coaliției de guvernare referitor la acest plan de impozitare progresivă. Ce se va întâmpla cu aceste pensii speciale? Pentru că pare singura formulă prin care aceste venituri pot să fie reduse pentru a trece de asemenea testul de neconstituționalitate. Au fost discuții concrete referitor inclusiv la cum ar putea să fie aplicată această măsură, pentru că este nevoie de un prag de la care să se aplice impozitarea progresivă, iar acest prag ar putea să fie raportat la veniturile președintelui României în contextul în care astfel pensiile ar putea să fie diminuate și ne referim la cele speciale, dar la toate categoriile de pensii speciale, pentru că ar putea să fie vizați de asemenea magistrații, diplomații, dar chiar și militarii pot să facă parte din această categorie care vor avea parte de venituri reduse dacă această formulă este aplicată și va trece, așa cum vă spuneam, de testul de neconstituționalitate, pentru că mai era o variantă, recalcularea tuturor pensiilor, dar a fost eliminat acest lucru pentru că nu este o măsură constituțională. Trebuie însă văzut în mod clar dacă acest prag rămâne sau va fi un altul. Cel puțin asta au cerut reprezentanții coaliției care au participat astăzi la ședința de la guvern. E nevoie ca grupul de lucru să stabilească toate aceste detalii tehnice în perioada următoare pentru ca proiectul să fie aprobat cât de repede posibil în Parlament. Mulțumesc. Mergem acum în Piața Victoriei să vedem ce spun cei care sunt vizați clar de toată această situație. Domnule Mircea Dogaru, ce spuneți de această variantă iată discutată, pare că agreată în această seară în coaliție? Sărăt mâinile! Vom veni să felicităm guvernul pe 24 martie la orele 10:30 cu toate sindicatele pe care le reprezentăm și aliații noștri civili și rezerviști. Merită felicitat întrucât a descoperit retroactivitatea legilor, anularea retroactivă a contractelor de prestare activității de militar sau polițist, dubla impozitare, poate nu știe domnul Ialomițeanu, dar spun eu, pensia nu e venit, e drept de proprietate dobândită în baza unor contracte de muncă la civil, de prestare activității la militari. 732 de ore pe lună sunt în activitate militari, cu tot cu sărbătorile legale, civilii doar 160, fără sărbătorile legale. Iar acum se merge pe tripla impozitare, deci pensia provine de venit impozitat. Nici o pensie militară, nu că nu ajunge la 100%, adică nu depășește salariul, nu depășește 65% din 85% din anumite elemente de salariu. Raportați banii la numărul de ore și veți vedea că pe oră un general este mai prost plătit decât o femeie de serviciu sau decât un portar. Asta este realitatea pe care nimeni nu vrea să o vadă, pentru că noi suntem marea mută, ăia care nu se pot exprima, idioții de serviciu în care se dă și se merge și cu minciunea asta, ați ieșit la 45 de ani. Pe ați primit ordine să reduceți armata de la 326.000 până în 2005 la 52.500, jumate femei. Ca să nu punem mâna pe arme, ni s-a promis marea cu sare. După ce au scăpat de noi, ni s-au luat toate drepturile conferite prin legi. Domnul Dogaru, dreptul la muncă, aici prin legea 329. Sunt reprezentanții coaliției. Haideți să discutăm toate aceste puncte, stimată să vedem ce doamnă, au de spus. Ce căutăm noi în PNRR? Noi nu luăm banii de la bugetul de asigurări sociale. Luăm din bugetele ministerilor, de unde se iau și salariile, și dotarea, și zestrarea, și instruirea, și deplasările pe front. Ce căutăm în PNRR? Domnul Budăi are de la noi de 2 ani de zile întreaga demonstrație a renegocierii PNRR-ului pe care n-a făcut-o. Ce căutăm în legea asta? Vreți să-i scoateți iar pe magistrați bazma curată și să-i terminați imediat pe militar? O să luăm legătura și cu magistrații. Haideți păi să vedem. Păi nu am de granul militar, NATO. Domnul Dogaru, imediat revenim la dumneavoastră acolo. De asta vreau să vă spunem, pentru că aici sunt reprezentanți ai partidelor aflate la putere, să vedem ce răspunsuri au pentru dumneavoastră. Domnule Gabriel Zetea, ce e de făcut? Este clar că PNRR-ul acesta, adică un proiect, un program prin care Uniunea Europeană ne dă foarte mulți bani, pe care nu ne permitem, nu, să-i pierdem. Aici este clar. Pentru toată lumea. Încă nu știm dacă nu-i vom pierde, pentru că este acolo un mare semn de întrebare. Pentru asta nu vreți trebuie să știți adevărul. Îl vom spune aici, pe 24 martie. De asta au ieșit pompieri împotriva.
Să știți că lângă noi, aici, domnul Dogaru, e domnul Zetea de la PSD, poate are răspunsul pentru dumneavoastră. Vă rog, domnule Zetea. Bun. PNRR-ul este un document asumat de către Guvernul României, indiferent cine l-a semnat, cine l-a scris, până la urmă este un angajament a României. România nu poate să-și închide bugetul fără banii europeni. Deci miza principală a României în acest an este absorbția fondurilor europene. Adică este această variantă, încă o dată o spunem, impozit progresiv pe parte de necontributivitate, adică pensiile militarilor, ale magistraților sunt făcute din contributivitate și necontributivitate. Noi contribuim ca toată lumea 25% direct la bugetul de stat, 10% dincolo la aceea se contribuim ca toată lumea, dar nu la bugetul civil, nu la Casa Națională, dar avem casele noastre de pensii. Nu avem nicio legătură cu civilii. Și nu doar dumneavoastră, vă rog, domnule Zeta. Domnule Dogaru. Ce aia ne contribuie? E un slogan. Din 2001 până astăzi, câți au 35 de ani? Nimeni! Bun, deci, există obligația României de a face o reformă a pensiilor speciale, de la toate ministerele, de la magistrați, la MAI, la pensiile militare. Noi susținem și am susținut în ceea ce privește pensiile militare că ele nu sunt pensii speciale. Există prevăzute în legislația din toată Europa, toate țările din Europa, care mare majoritate dintre ele sunt și țări membre NATO, care în acest moment sunt pe picior de conflict și noi suntem inclusiv la granița în acest moment a unui conflict armat. Rusia a atacat Ucraina, deci e nevoie în continuare ca aceste pensii militare, speciale, spuneți-le cum vreți dumneavoastră, noi le spunem pensii de serviciu, să existe în continuare legislația din România. Există și deschidere din partea Comisiei Europene, tocmai pentru că astfel de pensii sunt prevăzute și în legislația din țările din Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe în continuare o reformă a sistemului de pensii, pentru că el, în formula în care este în acest moment, este nesustenabil. Varianta supraimpozitării de la un anumit nivel destul de mare în sus a pensiilor foarte mari este o variantă care este discutată și care va fi discutată cu Comisia Europeană. Pentru că e nevoie de un accent acolo. Noi am îndeplinit acest jalon în PNRR în momentul în care Comisia Europeană îl consideră îndeplinit. Deja o să stăm noi să-l discutăm în România fără ca Comisia Europeană să fie cea care acceptă. Așadar, o secundă și asta e foarte important. Pentru a fi proiectul de lege constituțional, atunci când stabilești un impozit, el trebuie stabilit la toată lumea. Pentru că nu poți să stabilești doar o anumită categorie de beneficiari că este impozitată. Magistrați, MAI, personalul navigant, cei de la Curtea de Conturi, cei de la Parlament. Toată lumea trebuie să înțeleagă că este o lege și peste acea lege nu este nimeni mai presus. O să vedem dacă aici se va ajunge. Haideți să mergem din nou, domnul Dogaru, dacă vreți să... La NATO. Să-și dați microfonul și colegilor. Sau, haideți să vedem, domnul Cosmin Dorobanțu, cel de la penitenciare, îmbrăcat în uniformă, frumos, spuneți-ne, care vedeți că este soluția, pentru că ceva trebuie să facem. Imediat vedem ce ne spune liderul PSD, Marcel Ciolacu, pentru că are date de ultimă oră, dar care pare că se vor schimba vorbind despre impozit progresiv pe parte de necontributivitate. Aici se ajunge în această perioadă și imediat vom avea explicațiile de la domnul Ialomințeanu. Vă rog, domnule Dorobanțu, vă ascultăm. Ceea ce a spus domnul Ciolacu aseară în cadrul emisiunii dumneavoastră ar trebui să rămână așa cum a zis și cum a promis militarilor, polițiștilor și polițiștilor de penitenciare. Pensiile militare au devenit un subiect populist de către politicienii USR, repetenți la materia guvernare și care au generat o serie de minciuni în spațiul public. Prima minciune este acordarea celei de-a treia tranșă din PNRR să fie cu includerea pensiilor militare în categoria pensiilor speciale, ceea ce este total fals. Comunitatea Europeană nu a emis niciun document oficial care să demonstreze acest lucru. Din contră, Comunitatea Europeană a declarat oficial că nu se poate amesteca în politica unui stat membru în ceea ce privește salarizarea și pensionarea. O a doua minciună frustrată este că polițiștii militari și polițiștii de penitenciare nu plătesc contribuții pentru asigurarea socială. Total fals. Angajații din sectorul de apărare, ordine publică, siguranță națională plătesc acele contribuții exact ca salariații civili. Și să vă dau o realitate. Dacă
polițiștii, militari și polițiștii de penitenciare trecuți în rezervă din sectorul de apărare, ordine publică, siguranță națională pot fi plătiți numai cu contribuțiile plătite de toți angajații din acest sector care sunt în activitate. O să vedem care este situația, pentru că vorbeați de Marcel Ciolacu. Vedem chiar acum declarațiile, atenție, făcute ieri seară, pentru că astăzi pare că au evoluat toate aceste informații. Se vorbește despre o impozitare a tuturor pensiilor, pentru că altfel ar cădea la Curtea Constituțională acest proiect. Vedem chiar acum ce a promis, cum spun, iată, invitații de acolo, din fața, din Piața Victoriei, din fața guvernului, liderul PSD, Marcel Ciolacu. Eu am fost cât se poate de clar. Deci nu pot să accept ca pensiile militarilor să fie considerate pensii speciale. Pensiile militarilor nu sunt pensii speciale. Pentru viitor s-a stabilit foarte clar. Nu pot, suntem singurul stat din lume. Este rușinos să ai mai mult la pensie decât ai avut în activitate. Nu, nu s-a pomenit undeva în lumea asta, așa ceva. În România. În România, e țara tuturor posibilităților, de aceea și trăim, ne ocupă tot timpul. Vom veni cu aceste lămuriri, vom reveni, nu poți să lucrezi o zi magistrat și să beneficiezi de pensie specială la pensie. Nu e posibil, nu se poate așa ceva. Nu poți să ieși să spui că militarii au pensie specială. Păi și atunci cine are? Cu război la... Atunci domnule, cine sunt are? Au componentă specială. 22 de state din Uniunea Europeană au componentă specială la armată. Nu pot să vin să trâmbițez numai de dragul de a câștiga niște voturi, să destabilizez o armată a României în care să vină, sunt 7.000 de cereri de pensie pentru că sunt niște politicieni demenți. Și vin și trâmbițează la televizor cretinisme. Și noi avem 650 de kilometri cu țara aflată în conflict cu un dement de la Moscova. Reprezentantul PNL este aici, domnul Gabriel Avramescu. Domnule Avramescu, care să fie soluția? Vor rămâne pensiile militare în afara acestui sistem de pensii speciale care ar trebui să fie impozitat progresiv doar pe partea de necontributivitate? Eu în continuare spun această idee care pare să se fie concretizat în această seară. În primul rând și noi susținem această idee. Dați-mi la faptul că pensiile de... Imediat venim la dumneavoastră. Pensiile militare sunt pensii de serviciu și nu intră în categoria pensiilor speciale, pentru că până la urmă toți militarii în activitatea pe care au avut-o, e clar că iar pensiile acestea sunt fundamentate pe legea pensiilor militare de stat. În afară de asta, este raportul Băncii Mondiale care prevede două aspecte și unul dintre ele este legat de sustenabilitate și celălalt este legat de contributivitate. Ori, din cele afirmate de reprezentanții din sistemul de ordine publică și siguranță națională, faptul că au contribuit, asta trebuie demonstrat la momentul în care cei de la Banca Mondială au făcut, trebuia demonstrat când au făcut acest studiu. Pe de altă parte, în momentul în care Ministerul Muncii a venit cu acest proiect, a ținut cont și de fapt. Demonstram dacă participam și noi la acel studiu. Ministerul Muncii. Să știți că aveți un microfon, domnul Dogaru, dacă sunteți drăguți sau nu știu dacă ne aude domnul Dogaru, să-i dea microfonul. Cei de la Banca Mondială au făcut 4 propuneri. Da. Unul a fost vreau de eliminare. Să vă întrebăm cu subiect și predicat. Cine le-a furnizat datele celor de la Banca Mondială? Ministerul Muncii. La Ministerul Muncii atunci când au fost... Spuneți așa, că cei Ministerul din Muncii militarii trebuiau să vină să demonstreze. Ce să demonstreze Ministerul militarii? Muncii. Uitați-vă pe softul, pe MySal. Să vedeți că avem chips, avem contribuție individuală la bugetul de stat. Ministerul Muncii a încheiat contract cu Banca Mondială pentru realizarea acestui studiu. Îl contraziceți flagrant pe domnul Ciolacu. Banca Mondială, ieri domnul Ciolacu a spus ceva, dumneavoastră spuneți altceva acum. Vă rog să vă uitați mâine pe statistici la casele sectoriale de pensii să vedeți ce dezastru ați produs în seara asta, ieșind cu această impozitare, supraimpozitare pe partea de necontributivitate, când ne doare pe capul, când auzim
ce bazaconii vin din palatul din spatele meu. Dacă să vedeți cât ori să iasă la pensie. Dacă aveți răbdare Doamne ferește de un conflict, că o să conduceți tancurile cu păpuși. Dar o secundă că poate și tehnic nu ne auzim prea bine. Bun, mulțumim. Haideți să Banca Mondială a făcut 4 propuneri, dacă știți despre ele. Presupun că știți care au fost acestea. Banca Mondială eliminarea, a spus că legea 223 înghețarea, este exact unde trebuie să fie. Impunerea unui plafon nou pentru noi pensionari și al patrulea a fost reforma integrală. Scrie foarte clar în raportul Băncii Mondiale. Și plecând de la acest raport al Băncii Mondiale, este foarte important ca prin nou proiect să îndeplinim condițiile de sustenabilitate și contributivitate. Pentru că în momentul în care România va merge la sfârșitul lunii martie cu jalonul pe care l-a îndeplinit... Asta să spuneți locurile neocupate în școli de poliție. Asta să spuneți. Trebuia să avem sustenabilitate. De aceea nu mai vin tinerii în școlile de poliție. De aceea mea APN-ul nu scoate cred, la concurs nu cred că locuri tinerii, în școlile nu de cred că tinerii nu doar vin. Pe bază de dosar. Dacă îmi permite, stimate domn, dacă putem să avem un dialog. Nu cred că tinerii în momentul de față nu mai vin în poliție pentru că nu ar primi o pensie specială. Haideți să ne uităm un pic la salariile care sunt în momentul de față în sistemul de ordine. V-aș contrazice aici, stimate colegi. Haideți să vedem ce salariu are un polițist debutant în mediul rural. Haideți să vă spun. Haideți să ne uităm un pic. La Câmpina este primul an în care n-au mai fost ocupate. Are un salariu ca și un angajat din moluri. Este adevărat că în momentul de față la Câmpina nu au mai fost ocupate toate locurile. Eu așa știu din informațiile pe care le am. Și tocmai de aceea, dacă am putea să avem un dialog... Așa este. Pentru dar știți care este cauza? Asta trebuie să construim, un dialog. Dacă dumneavoastră încercați să ne spuneți nouă că noi spunem numai tâmpenii aici, îmi pare foarte rău, ăsta nu e un dialog. Iar dialogul în momentul de față trebuie construit de la intrarea în funcție. Iar în momentul în care intri într-o funcție, că dacă vă schimbați discursul public, cariera unui generați militar, pensionări masive, plecări din sistem. Nu e vorba sistem. De schimbarea discursului public. Dumneavoastră ați afirmat că vin numai tâmpenii din palatul din spatele dumneavoastră. Și tocmai asta vă spuneam. Atunci când vorbim mai vin și tâmpenii, să știți. Militară, nimeni nu e perfect. Vorbim de la intrarea în această carieră. Iar cariera militară începe cu școlile militare. Și știm foarte bine care este modul de intrare în școlile militare și ulterior care este sistemul de încadrare. Acum să nu spunem că nu vor intra tineri domnule politician, pentru că nu vor primi pensiile de serviciu. Ideea este următoarea. Vă contrazic, sunt angajat, sunt angajat activ în penitenciare. Vă pot spune în felul următor. Uitați-vă la această uniformă, că special am luat-o în seara asta. Ascultați-mă puțin, domnul politician. Și vă ascultăm și pe noi pe dumneavoastră. Știți că este am luat această uniformă în această seară pentru a conștientiza domnul Gabriel Avramescu de la PNL. Îmi pare bine, Cosmin Dorobanțu de la penitenciare sunt. Am luat această uniformă pe mine pentru a conștientiza dumneavoastră, PNL-ul și PSD-ul, că atunci când am ales această uniformă, acum aproximativ 15 ani de zile, am ales-o pentru predictibilitatea sistemului acesta militarizat. Pentru că știam ce salariu o să am, știam când voi ieși la pensie, știam cu ce pensie voi ieși. Dacă dumneavoastră modificați regulile jocului în timpul jocului, faceți o mare greșeală. De-aia oamenii nu mai vin să se mai angajeze în poliție. Da. Ce vreți să se întâmple? Ca în poliție, în penitenciare și în armată să vină toți proștii ca să nu mai poată prinde criminalii, violatorii și tâlharii? Asta vreți? Asta vreți să distrugeți țara? Tocmai despre dacă asta oamenii vorbeam. Profesioniști nu vor mai veni în acest sector de apărare, ordine publică, siguranță națională, țara va fi ocupată de infractori. Și știți foarte bine. Deja, dați-mi voie să vă transmit și eu ceva. Nimeni nu poate să ia un drept odată câștigat în ceea ce privește pensiile nimănui din această țară. Ăsta este un lucru clar, este constituțional, nu se pot lua pensiile înapoi. Dar, în același timp, trebuie să avem înțelepciunea, să înțelegem că sistemul de pensii... Vă mulțumim, suntem în acord aici, să știți. Păi știu că nu avem cum să nu fim, că e Constituția României. Dar, în același timp, trebuie să înțelegem că sunt și pensii foarte mari în România. Mari, nu cele ale militarilor.
Că nu, ele, nu astea sunt cele mari și cele care îngreunează sistemul de pensii din România. Sunt altele foarte mari, care pe anumite praguri, la un moment dat, trebuie supraimpozitate. Pentru că altfel nu avem sustenabilitatea sistemului de pensii. Adică, haideți să vorbim un pic pe românește, adică și acest sistem de acum nu mai este sustenabil, adică nu mai sunt bani de aici înainte să fie plătite toate aceste pensii. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Alături de noi este doamna Viorica Costiniu, judecător. Bună seara, domnule magistrat. Mulțumesc că sunteți în direct cu noi să vedem ce se va întâmpla cu pensiile magistraților, pentru că, iată, în această seară, așa cum sunt informațiile obținute de reporterii România TV, s-ar fi decis ca toate pensiile să fie supuse unui impozit progresiv pe parte de necontributivitate. Nici o categorie n-ar fi exclusă, ca să nu se atace apoi această lege la Curtea Constituțională pe motiv de discriminare. Ce ne puteți spune? Bună seara! Bună seara! Aș începe într-o notă, să spunem așa, mai melodioasă. Mi-aduc aminte de o melodie a cântăreței Dalida. Parole, parole, parole. Cam vorbe, la atât da. Aș rezuma eu discuțiile de până acum. Faptul că s-au stat la masă mai multe persoane decidente să găsească timp de două ore o soluție pentru situația în care ne aflăm, mă uimește. Desigur, îmi pun întrebarea dacă noi suntem un stat de drept sau un stat de drept sau orice altceva, dacă nu chiar o dictatură. Este inadmisibil ca parlamentarii, chiar cei care ne guvernează acum din partea executivului, care PNL, din PNL, din PSD, să vină cu astfel de propuneri, chiar dacă merg pe recomandările date de Banca Mondială, ea însăși, fiind informată sau având informații doar din partea guvernamentală și sigur s-a circumscris la ce s-a cerut. A plătit banul, a venit raportul. Raport care este la fel de secret ca și PNRR-ul. Corect. PNL a și n-ar avea de ce să fie secret, să știți, doamna judecător. A condus țara la un moment dat și în 1992 a dat o lege. Lege consfințită în 1997 cu toate dispozițiile care există și în prezent și culmea blagoslovite, avizate de Comisia Europeană și de Banca Mondială, legi care au intrat în vigoare la 16 decembrie 2022. Și la 3 zile apare un proiect. Toată lumea dă spre PNRR-ul acesta pe care nu-l știm și de care se vorbește de primirea iar bani și politic, văd că fac casă bună, dar nici măcar nu s-au îndeplinit condițiile pentru tranșa a doua, până la tranșa a treia, cale lungă, drum de fier, deci discuțiile sunt pur și simplu electorale, exact cum spunea domnul Ciolacu în discursul domniei sale. Ceea ce este important de știut este că dacă s-ar fi citit măcar decizia 900 din 15 decembrie 2020, care vizează neconstituționalitatea unor dispoziții ale legii 227 din 2015 și prevede codul fiscal, acolo găsiți absolut în această decizie care are 41 de pagini și vă rog să vă timpul, dacă vă permite vreodată, să se citească punctele de la 147 la 159 și veți vedea că niciuna din aceste propuneri nu pot să vizeze magistrații. Este foarte interesant că noi avem pensie de serviciu scrisă clar și în lege și așa mai departe. Dar este foarte curios că aleșii neamului care s-au dus acolo pentru binele lui și-au votat indemnizații, acelea sunt pensii speciale, pentru că ele se alătură pensiei propriu-zise a fiecăruia. Și nu s-au dus acolo pentru beneficii personale, nu? Iar guvernul, potrivit Constituției, este obligat să asigure traiul cetățenilor, nu justiția. Justiția vine și îndreaptă fără de legile făcute la un anumit nivel sau de la mic la mare,
legate de orice anume ține de doamna judecător, Viorica Costiniu, vă mulțumesc. Din păcate, n-avem foarte mult timp de discuții, dar iată cum vedem și opinia magistratului, cel care știe foarte bine legislație, cel care ne spune că sunt numai vorbe ce se vorbesc acum în mediul politic. Noi vrem să vedem și pe vorbe ce spune ministrul Muncii, Marius Budăi, chiar acum, dacă vor mai crește sau nu și pensiile românilor simpli, să spunem, pentru că toată lumea așteaptă un leu în plus acolo la pensii. În câteva secunde. Majorarea de la început de an, dacă discutăm de o majorare clară, netă, pentru pensionari, pe total anvelopă este peste 16%. Decizia politică a fost de 12% să fie cât mai, ați văzut, INSEU a spus, a făcut apel, a făcut publică o cifră de 13,8% inflația, să fie cât mai aproape de inflație și după aia să avem un spațiu bugetar pentru exact acele categorii de care ați vorbit dumneavoastră, acele 2 milioane de cetățeni. Noi ne adresăm acum aproximativ la 4 milioane de pensionari, de seniori ai României, cu măsurile de sprijin. Cei cu pensiile cele mai mici au în net o creștere chiar și de 40-43%, pentru că vin aceste măsuri repetate. Deci aici este totul clar, nicio majorare, cel puțin în viitorul apropiat, nicio șansă. Doamna Viorica Costiniu vrea să mai adauge ceva. Vă rog, doamna Costiniu. Vă mulțumesc. În 2010 s-a emis o decizie a Curții Constituționale în care a atras atenția asupra oportunității, citez, eliminării dreptului celor asimilați. Sunt zeci de mii de pensionari asimilați statutului de magistrat. Domnul Ialomiteanu a votat legile care acum le contestă. La vremea când conducea comisia din Parlament, în 2004 mă refer. Aș vrea să vă pun o întrebare. Cred că nu greșesc. Iar în ceea ce privește supraimpozitarea progresivă și asupra acestei chestiuni veți găsi răspunsul foarte clar și ridicator în decizia 1920. Acest lucru nu are cum să aibă loc, normal, pentru că noi am contribuit potrivit dispozițiilor legale la pensia, plăteam 25% din venit lunar pentru pensie. Dar politicul de la acea vreme, deci și PNL și PSD, au stabilit ca o parte să fie suportată de judecători, procurori și, mă rog, cei care sunt în sistemul judiciar, iar diferența, vă rog, atenție, așa cum spuneau și domnii din instituțiile de ordine și armată, urmau ca din fondul, din bugetul justiției, Costinie, să se oprească diferența în condițiile în care, repet, justiția realizează venituri considerabile. Iar domnul Câțiu a afirmat că nu se pune problema că nu există un bugetul din impozitele și taxele pe care le plătim noi toți. Mulțumim, doamna judecător. Vă rog, doar trebuie să mergem la domnul Cociș aici, pentru că am rămas să... Nu, vă rog, domnule Alexandru Cociș, vă rog, mai am doar câteva minute și trebuie să fim cu toți aici. Am ascultat cu răbdare tot ce au spus invitații dumneavoastră din seara aceasta. Sunt de acord cu ce a spus doamna Costiniu, că sunt doar vorbe în privința eliminării pensiilor magistraților. Haideți să vă spun de ce, vă argumentez de ce. Gândiți-vă că a mai fost un proiect de impozitare a pensiilor speciale depus chiar de PSD, de către domnul Teodorovici. Tot o perdea de fum și la vremea aceea, că l-ascultam mai devreme pe domnul Zeta, cum spunea cum ar trebui făcut această impozitare a pensiilor speciale aflată în plată ca să nu fie declarată neconstituțională. Păi atunci, prima dată, de ce nu a fost făcut așa de către domnul Teodorovici de la PSD? Dar Curtea Constituțională a declarat... Curtea Constituțională a declarat acea inițiativă legislativă neconstituțională. Așa se va întâmpla și acum. Așa se va întâmpla și acum dacă se includă acolo pensiile magistraților. De ce? Pentru că se va folosi Curtea Constituțională, care din punctul meu de vedere este parte implicată și judecătorii de la Curtea Constituțională se află într-un oarecare conflict de interese, se vor folosi de absolut orice prevedere ca să declare neconstituțional un proiect de lege care îi cuprinde și pe magistrați. Vă zic de ce. Vor spune că e afectată independența justiției, că este afectată
că e afectată independența justiției sau orice alt motiv încât proiectul nu va trece. Este doar, sunt doar vorbe și se va mai trage de timp. Eu le-aș spune invitațiilor care se află acum în Piața Victoriei să nu-și facă griji, că retroactiv nicio pensie nu cred că poate fi afectată. Ne lămurește domnul Augustin Zegran, fost șef al Curții Constituționale. Domnule Zegran, bună seara! Bună seara, n-am fost șef, a fost președinte. Președinte, aveți dreptate, vă rog. Nu știu cu ce să vă lămuresc, că eu nu v-am urmărit pentru că eram pe... Iată, vă rog, vă spun eu, spun invitații că un astfel de proiect de reducere a pensiilor așa zise speciale, în care sunt introduse și pensiile magistraților, va pica la Curtea Constituțională, având în vedere că acolo sunt judecători care, citesc din politicieni, atenție, vor face... Am auzit, dacă va pica la Curtea Constituțională, nu de-aia va pica. Nu, explicați-i mecanismul stabilit în seara asta la guvern. Domnul președinte, se vorbește despre o supraimpozitare a pensiilor care sunt pe necontributivitate, a segmentului, culmea din pensie, care este pe necontributivitate în pensia specială. Am înțeles, mulțumesc. Este un altfel de a spune că se taie pensiile. Adică, să nu mă mirați dacă va pica la Curtea Constituțională, să nu se fac ca să păcălești oameni. Dacă spuneau ce spuneau, trebuie să tăiem pensiile de la magistrați, de la militari, era una. Dar nu și spun, reimpozităm cu 90%. Aici le-au dat o soluție constituțională. Pentru că este un text în Constituție care vorbește despre justa așezare a sarcinilor fiscale. A impozite. Nu poți să spui că e just așezare când unul plătește 90% impozit și altul deloc. Păi nu, proiectul se referă la impozitarea tuturor pensiilor, indiferent de categoria de pensie specială care este aprobată. Și mai grav, pentru că pensiile au fost deja... Domnule judecător, îmi dați voie să vă vă rog să mă ascultați o clipă. Domnule judecător, noastră sunteți un om cu mare experiență. Spuneți-mi mie dacă următoarele două principii pe care următoarea lege ar trebui să le avem, sunteți de acord cu ele. Nici o pensie nu va putea depăși venitul din activitate și doi, nimeni nu va putea să iasă la pensie fără minim 20 de ani vechime în domeniul respectiv. Lucru care se întâmplă astăzi, din păcate. Da, sunteți de acord că nu e corect și nu e normal? Da. Astea sunt lucruri corecte, da. Corect. Am spus întotdeauna că nu este regulă că pensia mai mare decât salariul. Nu se poate. Și fără o impozitare, progresivă, spuneți-mi cum rezolvăm. Cum s-a ajuns la asta? Am explicat de mult ori cum s-a ajuns la asta. Dar pentru asta nu trebuie să-i sancioneze pe toți, pe militari și pe diplomați și pe toți care au ocupaționale. Deci, dacă vor merge cu impozitare, nu vor reuși. O să vedem ce se întâmplă, domnule Augustin Zegran. Vă mulțumesc pentru aceste precizări. Iată, scurs și la obiect, fostul președinte al Curții Constituționale. O ultimă întrebare, dacă avem din Piața Victoriei apoi, pentru că aș vrea finalul, concluzia să-i aparțină domnului Alomințeanu, să ne lămurească din toate aceste vorbe, cum spune bine doamna Viorica Costiniu, ce trebuie să înțeleagă românii. Vă rog, o opinie din Piața Victoriei. Vă ascultăm. Să știți că avem nevoie de predictibilitate în salarizare, predictibilitate în carieră și predictibilitate în pensionare. Dacă noi nu vom respecta acest principiu, cu aceste categorii socioprofesionale, cel puțin familia ocupațională, apărare, ordine publică și siguranță națională, nu vom mai avea cu cine să asigurăm apărarea țării, ordinea publică în țară și siguranța națională. Pentru că anul trecut am avut deja sub 2 candidați în școlile de agenți și de subofițeri în armată. De agenți de poliție și subofițeri în armată. Domnule ministru Alomințeanu, din funcțiile scoase din surse externe la examen, s-au ocupat 75% din ele. Zetea, dacă nu aveți acordul Curții Constituționale, a magistraților, a militarilor, privind proiectul de lege, va fi atacat în instanță. S-a mai întâmplat în 2010 când cei de la Curtea Constituțională au spus că
legea e constituțională, iar în instanță s-a câștigat pe capete. Trebuie să fie un acord din adică la care să dea adică să fie de acord toți reprezentanții acestor instituții, pentru că România trece printr-o perioadă grea și se spunea din piață că cei de la Comisia Europeană n-au spus nimic de sistemul de pensii și salarizare. Ba da, au spus că sunt nesustenabile și din cauza aceasta avem instabilitate financiară și ne mutăm la peste oblast. Domnul Ioan Omințeanu, mulțumesc invitațiilor din Piața Victoriei și celor de aici din studio, dar și mai ales dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ați fost alături de noi. Victor Ciutacu, în continuare cu ediție specială. Victor, bună seara! Bună seara, Cristina, bună seara, doamnelor și domnilor. Vă prezint în doar câteva clipe imagini dramatice, dezastru în inima Europei. Cele mai violente proteste de la începerea războiului. Revolta oamenilor pentru pensii. Protestatarii au intrat în sediul Comisiei Europene. Sunt filmări de ultimă oră și violențe fără precedent. Ce se întâmplă cu pensiile din România? În stenograme din ședința tăierii pensiilor. Și informație de ultimă oră, Ucraina oprește săpăturile în Delta. Ion Cristoiu intervine cu dezvăluiri de culise. Când se ar vedea informații uluitoare, documentate de reputatul jurnalist. Și o nouă alertă din Ucraina pentru România. Avertismentul Ucrainei pentru români. Ce pregătesc rușii? Vorbim și despre scandalul bombelor interzise și alarmelor din China. Generalul Eugen Bădălan vine în studio cu dezvăluiri. Și o nouă anchetă jurnalistică devastatoare. Interceptări cu miniștri. Discuții cutremurătoare. Cum voiau să interzică relațiile intime între soț și soție. Circul COVID și oprirea relațiilor intime. La asta s-a ajuns. Iar medicul Bacalbașa intervine în acest scandal, domnilor și domnilor, cel al manipulării. Cum orchestrau panicarea populației cu minciuni și cum voiau să importe COVID din Franța. Audierea lui Arafat generează scandal în Parlamentul României. Citez, Arafat judecat pentru cei legați de pat. Am încheiat citatul. George Simion va fi în direct alături de noi în doar câteva clipe. Și veți vedea și pe ministrul prins cu amanta în sediul instituției de stat. Difuzând de asemenea un interviu cutremurător cu fiul lui Mihai Șora. Cum a fost folosit bătrânul său tată la propagandă și de propagandă. Cum a fost manipulată lumea. Sunt dezvăluiri șocante după moartea reputatului intelectual. Și un anunț despre testament și despre acapararea averii. Rămâneți, domnilor și domnilor, merită.